Unirea cu Basarabia păruse a fi o rază de speranță pentru armată, dar și pentru România în general. Dar acea speranță avea să fie spulberată peste câteva zile, când autoritățile române și regele vor primi un ultimatum din partea puterilor centrale pentru încheierea unei păci. Ce a urmat? Cum a reacționat România? Stați aproape pentru a afla! Pe 28 august 1916 România declara război Imperiului Austro-Ungar. După 2 ani de neutralitate, regele și guvernul român decide să se alăture puterilor antante în efortul de război pentru a readuce țării ardeal. Dar înainte să începem, facem o scurtă pauză pentru a vă ruga să susțineți eforturile Historia Rediviva, făcându-vă un abonament pe canalul nostru sau folosind celelalte metode Patreon și Paypal. Le super mulțumim celor care ne susțin deja! și îi puteți găsi în dreapta ecranului. Nu ezitați să ne susțineți! orice donație, orice susținere se ce direct în dezvoltarea acestui proiect. Vă mulțumim! Comandamentele austro-ungare și germane urmăriseră cu mult interes exodul trupelor rusești de pe front și repartizarea unor divizii românești pentru a le ține sub control. Aceste evoluții le dădeau din nou posibilitatea de a folosi acțiunea militară pentru a sili România să semneze un tratat de pace. Machez în însă să obțină acest lucru pe cale politică, folosindu-se de politicienii germanofili de la București pentru a-i răsturna pe Brătianu și pe regele Ferdinand. La Făcșani însă, devenise limpede că armata era credincioasă regelui și că era pregătită să opună rezistență. Însă acesta era în continuare circumspect cu privire la reluarea luptelor. Avea mult respect pentru armata română. Propria armata nouă fusese slăbită de transferuri care au inclus unități de elită și artileria grea. Comandamentul austro-ungar era în aceea situație. Până la sfârșitul lunii ianuarie însă, odată cu dezintegrarea armatei ruse, ecuația s-a schimbat. Armata română nu putea singură să acopere tot frontul. Chiar dacă avea la dispoziție cele 15 divizii de infanterie, fiecare trebuia să acopere un sector de 22 de kilometri pe front. În plus, după amenințarea lui Lenin din anuarie la adresa Iașului, era posibil ca armata română să lupte pe două fronturi. În consecință, pe 24 ianuarie, Macken se telegrafiază la Berlinul Ludendorff, de la care obține aprobarea unui atac pe frontul românesc dacă românii nu vor accepta ultimatumul de pace. Austro-ungarii sunt și ei de acord. Operațiunea urma să se numească codificat Halali. Pe lângă atacul grupului de armate Mackensen pe Siret și cel al armatei austro-ungare peste trecătole din Carpați, armata 7 austro-ungară avea să invadeze nordul Moldovei din Bucovina. Generalul Max Hoffmann, șeful delegației germane de la tratativele de pace cu Rusia de la Brest-Litovsk, a cerut ca operațiunea să fie amânată până la semnarea unui tratat de pace cu Ucraina. Drept urmare, telegrama de pe 31 ianuarie a lui Mackensen la Iași conținea doar o convocare la Focșan pe 4 februarie pentru a discuta despre ultimele schimbări de pe frontul de est. Pentru a pregăti tratativele de pace cu România, miniștrii de externe german Kuhlmann și austriac Contele von Cerin s-au întâlnit la Berlin pe 4 ianuarie cu Ludendorff și au trasat următoarele cerințe. Demiterea guvernului Brătianu, cedarea în totalitatea Dobrogei Putelor Centrale și a unor teritorii din Carpația Austro-Ungariei. În contrapartidă, vor susține România împotriva Rusiei pentru a dobândi unele teritorii din Bucovina. Demobilizarea armatei române, cu excepția divizor ce luptau contra Rusiei, economic pretenții nedefinite, dar cu urmări pe termen lung, continuarea pe termen nedeterminat a administrației germane în Valahia. Telegrama lui Mackenzie la Iași a fost primită ca o îndelungă așteptare, însă Bertlot Lod, să țină România în război, a caracterizat-o ca un bluff. Dar conducătorii politici și militari români au înțeles că aceasta era de fapt o pregătire a denunțării armistițiului. Consiliul de coroană, într-unii pe 2 februarie, a autorizat o delegație condusă de generalul Lupescu, care urma să meargă la Focșani pentru a afla intențiile dușmanului. Pe 4 februarie, la Focșani, generalul Hela a susținut că armistițiul actual nu mai e valabil, datorită mișcărilor de trupe rusești și românești de pe front. Singurul lucru pe care generalul Lupescu l-a putut face a fost să tragă de timp. Frustrat, generalul Hell a dat un ultimatum de patru zile pentru un răspuns, reafirmând intenția puterilor centrale de a ataca România dacă aceasta nu încheie pace. În realitate, Brătianu deja pregătea un răspuns la previzibilul ultimatum. Știind că e persoana non grata, aranjase preluarea guvernului de către Averescu. Acesta susținse încă din decembrie începerea tratativelor de pace. Pe 7 februarie, Brătianu îl invită la prânz pe Averescu, care îi prezintă cum ar trebui încheiată pacea prelungirea negocierilor, integritatea dinastiei regale și a teritoriului național, cu excepția Dobrogei. A doua zi Brătianu a demisionat, iar regele a Averescu să formeze un guvern nou. Schimbarea guvernamentală de la Iași a obligat puterile centrale să prelungească până pe 13 februarie sosirea la Focșana unui împuternicii român cu răspunsul mult așteptat. Pe data de 18 februarie, Mackenzie l-a primit pe Averescu cu multă cordialitate la cartierul său general amplasat în castelul prințului Știrbei de la Buftea. Înainte de a se întoarce la Iași, Averescu a cerut permisiunea de a se întâlni personal cu Culman și Cerin. Dar implicați în tratativele de la Breslitovsk, acesta nu a putut acorda atenție cererii lui Averescu. Însă, după lungi așteptări, pe 24 februarie, Cerina a avut o discuție cu Averescu, căruia i-a exput doleanțele puterilor centrale. După câteva zile, pe 28 februarie, Ludendorff i-a ordonat lui Mackensen să înceapă operațiunea Halali. Ocaem a permit permisiunea să folosească cele 5 divizii care aveau ordin să ia trenul pe vest, Atacul putea începe în 4-7 zile. Participarea austro-ungarilor a fost pusă la îndoială de Kaiserul Karl, care se împotrivea reluării războiului, doar pentru a satisface dorințele bulgarilor față de Dobrogea. Între timp, la ea domnea confuzia, liderii român frământându-se să formuleze un răspuns la ultimat dat de Cernin. Averescu încerca să tragă de timp cerând o întâlnire directă între Ferdinand și Karl, apoi a trimis o listă cu delegații români la tratativele de pace, care cuprindea și câțiva diplomați aflați în țara țării. El prelungi termenul până pe 4 martie. Pe 2 martie a fost convocat primul din seria de trei consilii de coroană. Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă tragică, la finalul expunerii regele plângând. Majoritatea a fost de acord că pacea era inevitabilă, dar nimeni nu voia să-și asume răspunderea încheierii ei. Între timp, și Mare Cartier General Român se pregătea de reluarea ostilităților. Pe 2 martie, comandanții români au fost înștiințați să îl lase pe inamic să inițieze orice acțiune ostilă. A doua zi s-au dat noi ordine de operațiuni în cazul unui atac. Denunțarea armistițiului de către inamic a sporit panica la Iași, unde guvernul încerca să dea un răspuns fără a capitula rușinos în fața inamicului. După al treilea Consiliu de Coroană, în dimineața zilei de 4 martie și o încercare nereușită a lui Averescu de a demisiona, acestea i telegrafia lui Culman și Von Cernin la București, care au fost acceptate toate condițiile. Se promitea că a doua zi va sosi la București ministrul justiției, Constantin Argetoianu, care avea puteri de pline. Ordinul de a începe operațiunea Halali dat cu germane și austro-ungare a fost suspendat. Sosind în gara Buftea pe 5 martie, Argetoian și-a dat seama ei, imediat că germanii voiau să facă un spectacol din semnarea acestui tratat de pace. Pacea preliminară de la Buftea, cum a ajuns să fie cunoscut documentul semnat pe 5 martie, poate fi rezumat în următoarele puncte. România cedează puterilor centrale Dobrogea până la Dunăre. Puterile centrale se vor îngriji să întrețină pentru România o cale comercială spre Marea Neagă prin Constanța. România acceptă rectificările teritoriale făcute de Imperiul Austro-Ungar. România va demobiliza imediat 8 divizii de infanterie. Când se va restabili pacea între Rusia și România, restul armatei va fi demobilizat și el. Trupele române sunt obligate să evacueze teritoriile austro-ungare ocupate. Guvernul român se angajează să asigure transportul trupelor puterilor centrale prin Moldova și Basarabia spre Odessa. Guvernul român se angajează să-i concedieze pe ofițerii antantei care servesc în România. A doua zi, Argetoianu s-a întâlnit cu Culman și Cernin pentru a stabili condițiile încă nedefinite, care erau practic un cec în alb. N negocierea acestor aspecte a durat aproape două luni, timp în care românii s-au luptat să limiteze pretențiile exorbitante ale dușmanilor, iar în rândul puterilor centrale care concurau între ele, pentru a profita pe seama României, au apărut divergențe serioase. Pacea de la Bufte ar fi putut avea repercusiuni serioase pentru România în timpul tratativelor de pace de la Paris din anii 1919-1920, dar datorită reintrării armatei române în război peste doar câteva luni, al neretificării lui de către rege și a situației din Ungaria anului 1919, România a scăpat ușor. Ce a urmat după pacea de la Buftea, stați aproape pentru a afla în următorul episod. Pentru a fi primi care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media, Linkul le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.